Aici în Hajdu-Szoboszló cam 40.000 de turiști din România sosesc, care sunt cazați la stațiune, dar sunt foarte mulți care sosesc chiar și pentru o zi. Numărul lor nu cunoaștem exact, deoarece statisticile spun doar numărul cazaților. Nopțile înregistrate în această stațiune sunt peste 1.200.000 de nopți. Pot să spun că anul acesta, deja în primele 4 luni, s-a văzut că turiștii români sosesc cei mai mulți dintre turiștii străini și iar așa se pare că crește numărul lor. Eu aș spune că ospitalitatea, dar cred că nu e adevărat, pentru că când merg și eu în România, primesc aceeași ospitalitate. Poate este atunci raportul preț-calitate-servicii care îi atrage, pentru că la prețuri convenabile găsesc servicii bune, curățenie, gastronomie foarte bună și totodată la un loc toate serviciile balneoclimaterice și este o stațiune pentru toate generațiile, deci de la copiii mici până la părinți și bunici, toți găsesc distracția lor. Cred că în anumite stațiuni găsesc distracții sau servicii numai cei care doresc însănătoșire. La noi se poate găsi și tratamente, și distracție, și excursii în împrejurimea stațiunii. Puteți să faceți o excursie la Debrecen, la 20 de kilometri, al doilea oraș al Ungariei, la 30 de kilometri Hortobágy, care face parte din patrimoniul mondial. Deci, cine vine la noi pentru o zi, două, cred că se întoarce pentru o săptămână, pentru că sunt foarte multe posibilități de excursii, de distracție și de însănătoșire. Eu nu vă pot spune prețuri exacte pentru că nu mă ocup cu vânzări, dar vă pot spune că oferim servicii pentru toate buzunarele. De la casele private, unde deja găsiți o noapte pe persoană la 10 euro, până la hotelurile de 4 stele, avem o gamă largă de cazări, deci toată lumea își găsește ofertele pe placul lui. Iar după cum am auzit de la turiștii români, ceea ce se mănâncă în restaurante este la un preț mai mic decât în România. Când au venit acum de Paști, 5 și de 1 mai, au renunțat la mici, au mâncat gulaș. Pentru că favoritul din Ungaria este și a rămas gulașul. Cazarea în apartament, într-un apartament privat, începe de la 10 euro pe persoană pe noapte și hotelurile mergem până la 60-65 de euro în sezonul principal, pentru că, bineînțeles, în ianuarie, februarie, extra sezon este mai puțin. Deci 60 de euro pe persoană pe noapte, dar asta include deja nu numai cazare, ci și demi-pensiune, mic dejun și cină și include și, de exemplu, la hotelul Văi, include și, și accesul la strand și la complexul acvatic acoperit. La strand, acum în extra sezon, adică din mai până în 1 iulie și din 1 septembrie până în 30 septembrie, intrarea este cam 7 euro pe persoană pentru adulți, pentru copii mai puțin, avem reduceri și pentru pensionari și din România și pentru studenți din România, acceptăm cardul de pensie, adică cardul de studențesc și carnetul de pensie și din România. La complexul acvatic acoperit este bilet, trebuie bilet separat. La complexul acvatic acoperit este în jur de 12 euro și mergem până la 14-15 euro în sezonul principal și în weekend. O vin din toată țara. Bineînțeles, aici din Oradea și din județele care sunt mai aproape, din Maramureș, din Bibor, Satu Mare, vin mai des, dar vin și pentru o zi, pentru două zile, pentru weekenduri lungi sau așa ceva. Cei care vin din București sau avem oaspeți și din Constanța, de exemplu, vin pentru o săptămână, 10 zile, călătoresc mai mult, atunci. Eu spun că oferim servicii de înaltă calitate, în primul rând,
este curățenie, nu numai în ștran, nu numai în complex, ci și în oraș, și în întrejurimea complexului. Deci serviciile, avem servicii mult din cauza multitudinii diversității serviciilor, da? Pentru că avem de oferit și pentru bătrâni, și pentru adulți, și pentru copii mici și mijlocii și... Deci de fiecare, pentru fiecare vârstă avem ceva. Și mai ales pentru că avem și dacă plouă, de exemplu, în mijlocul verii, atunci poate să aleagă acvapala și complexul acvatic a copilului.